Seară frumoasă aici la Ghimeș-Făget, s-a terminat concertul susținut de violonistul Alexandru Tomescu. Urmează o socializare și urmează o socializare între grupuri de acțiune locală. Aici, de față, este domnul Bogdan Solomon, este managerul GAL Colinele Tutovei și am discutat și ceva mai devreme și se discută și chiar acum în spatele nostru, să spunem așa, despre strategia de dezvoltare pentru următorii 7 ani. La ce vă așteptați dumneavoastră ca manager al acestui grup de acțiune locală? Într-adevăr, o seară foarte frumoasă aici, am avut parte de un spectacol deosebit. Pe viitor, noi ca și asociație, ca și grup de acțiune locală, ne dorim să reușim să dezvoltăm teritoriul așa cum ar merita, pentru că teritoriul nostru are nevoie de finanțare, are nevoie de proiecte, are nevoie de oameni inspirați care pot atrage și pot crea proiecte de succes, idei de proiecte. Poate, de ce nu, să reușim și noi să organizăm în teritoriul nostru un astfel de eveniment care își pune amprenta asupra specificului local, asupra tradițiilor, asupra obiceiurilor și atrage foarte mult persoane importante, persoane care pot ajuta la dezvoltarea zonei. Ne propunem și ne dorim să avem pe viitor o valoare a finanțărilor cât mai mare în cadrul strategiei, astfel încât beneficiarii din teritoriul nostru să poată să se dezvolte și totodată să dezvolte și zona.